ASU Politehnica Timișoara s-a despărțit în această dimineață de antrenorul Bogdan Andone după negocieri începute marți seară. Decizia lui Andone era luată însă de sâmbătă, iar antrenorul principal va pleca alături de secundul Gabriel Vochin, antrenorul cu portarii Mihai Stețca și team managerul Aurelian Băbuțan. Tehnicianul a spus că, indiferent de rezultatul celui mai recent meci cu Academica Clinceni, ar fi renunțat la postul său. Motivul principal pe care Andone l-a invocat a fost nereușita din lupta pentru accederea în Liga 1. Deocamdată nu e stabilit cine va fi înlocuitorul său. Clubul a negociat cu Romulus Buia, care ar fi fost tentat, dar este sub contract cu AS Comuna Recea și aparent primarul comunei maramureșene s-a opus plecării sale. Nu este exclus ca Iulian Prodana să preia funcția de principal până în vară. Echipa va juca următorul meci de campionat luni, 19 martie, la CS Mioveni.